Dezvoltarea instituțională începută de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu în urmă cu câțiva ani continuă, odată cu implementarea mai multor proiecte în perioada de finanțare 2014-2020, unitatea Inspectoratului de pe strada Uzinei va fi modernizată. Instituția a depus mai multe idei de proiecte la Consiliul Județean, iar două dintre ele au primit răspuns favorabil. Unul dintre aceste proiecte urmărește realizarea unei investiții, un garaj pentru autospeciale și atelier de revizie și reparații, iar prin al doilea proiect încercăm să achiziționăm tehnică de intervenție care este îmbătrânită sau care lipsește din dotarea instituției noastre. Documentațiile proiectelor vor fi depuse la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraș până pe 30 septembrie. Urmează analizarea, aprobarea și mai apoi implementarea acestora. Investițiile la unitatea ISU situată pe strada Uzinei vor îmbunătăți semnificativ activitatea pompierilor giurgiuveni.